Noi avem o sărbătorită de seamă. Așa este, avem o sărbătorită de seamă care este prietena mea și prietena noastră și prietena voastră. Bineînțeles. Și dacă vreți și eu aș dori cu drag să vin aici cu noi. Doamna Gheorghiță Nicolae, la mulți ani, draga noastră. Și la mulți ani. La mulți ani și recunosc că este o surpriză pentru mine să fiu aici sărbătorită de Mlădițe Infovene, copii minunați ai profesoarei Marioara Man Gheorghe, o prietenă de o viață, atât ea și cât și familia Gheorghe Gheorghe de la Clinceni, pentru că așa se numește părintele, de două ori Gheorghe, asta înseamnă că e de două ori mai viteaz și mai general în casa și în familia dumnealui. Și mă bucur că aici, lângă noi, Marioara nu a adus doar prieteni, ci și-a adus și neamurile, adică pe doamna Jeni Cuscra, dumnea ei. Asta e foarte important. Jeni Banea, de la Media, și Cuscra mea. Și viitoare bunicuțe, nu? Așa este, da. De nepoțică. Și domnul, și pe domnul Aurel, de asemenea Cuscrul, dumnea ei. Dar ce tine Aurel tot, Ene, da. Nu pot să cred. Iată. Și bineînțeles, o prietenă comună, dragă nouă mai tuturor, învăță? Tatiana. Tatiana Maier. O salutăm și pe Tatiana, îi urăm bun venit. Și dați-mi voie, pentru că cum este ziua prietenei voie, sigur că da. Noastre și Tati prietenei voie. Mele, să-i spun și eu, Dumnezeu să te binecuvinteze cu sănătate, cu pace și să dea Dumnezeu să fii și tu soacră mică și bunică. Doamne să dea Dumnezeu. Doamne, să mulțească neamul, nu? Mulțumesc. La mulți ani din partea noastră pentru doamna Gheorghiță Nicolae, multă, multă sănătate și să vă dea Dumnezeu să ajungeți acolo unde doriți, pentru că meritați din plin. Cel mai important este să aveți sănătate. În inima, sănătate, în inima telespectatorilor. Sunteți deja în inima telespectatorilor. Și a prietenilor. Și vreau pe lângă doamna Gheorghiță să spun și eu tuturor celor care poartă acest sfânt nume. Da. Dumnezeu să le ajute să fie fericiți și multă sănătate. Multă sănătate și vreau să urez și eu la mulți ani pentru soțul dumneavoastră, Gheorghe Gheorghe. Da. Mulțumesc frumos. Multă sănătate. La mulți ani. La mulți ani și numai bine. Doamna Gheorghiță, ce ziceți? Dacă tot am vorbit, nu doriți să ne cântați ceva? Bineînțeles, cu mare drag. Noi vă ascultăm cu mare, mare drag. Gheorghiță Nicolae. Să cânte muzica. Gheorghiță, Nichi Gheorghiță, cu zambile în codiță. Când te văd că îmi treci calea, mă topesc ca lumânarea. Picioarele nu mă țin, oh, și-am la inimă venin, măi, că dorul și dragostea, oh, să prea mi-ai fost cu plăcere.
artistă. Ce poate fi mai... Ce poate fi mai frumos decât aceste minunate aplauze și sincere? Din partea unor copii. Ia frumos. Mai faceți o dată, că... Iată-vă! Așa! O chemăm pe doamna Gheorghița Nicolae, sărbătorita noastră. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani tuturor. Multă sănătate, vă mai așteptăm cu mare, mare drag. Și voi veni cu mare drag și la mulți ani tuturor de acasă să petrecem. Ne bucurăm pentru că ați fost alături de noi, pentru că ne-ați ales să veniți în seara aceasta. Și eu le mulțumesc acestor minunați copii, părinților lor și prietenei mele, Marioara, care m-a invitat. Bineînțeles, să alături de colegii mei de când de aici. Să vă ascultăm chiar acum. La revedere, o seară plăcută! Oltenii din Romanați sunt români adevărați, că sunt neam de brâncoveni, de panduri și de jieni. Sunt oameni cu suflet bun, la greu nu te lasă în drum, la greu nu te lasă în drum. Că ei dacă ar putea, din piepța ta inima, să facă pe voia ta. Da, să vezi oltencele, sunt mândre ca florile, sunt mândre frumos gătite, ca mușcatele înflorite, frumoase făcute bine, ia uitați-vă la mine, toate sunt așa ca mine. Știu copiii să și crească, bărbatul să și iubească și casa să și-o îngrijească. E cântec și voie bună, că ei știu ca să petreacă, nimeni nu poate să-i întreacă. Să vezi puii la frigare, dai vărul roșu-n pahare, să tot petreci frățioare. Să vezi mesele încărcate, dai vărul pe săturate, la mulți ani cu sănătate.